Deci, în mod normal, dacă e poliție, ce se întâmplă? Mi-a permisul sau ce se întâmplă? Că, din câte știți, nu ai voie să... Ok, a murit camera a doua. Un consum de 4,5 pe benzină. Mie mi se pare că este un consum imbatabil, sincer. Salut, eu sunt Bertim și bine ați venit la un nou episod. Până să începem episodul propriu zis, nu uitați să rupeți acolo butonul de like, să vă abonați în caz că sunteți noi, pentru că peste 70% dintre voi nu sunteți abonați, așa că dacă nu sunteți abonați, nu uitați să vă abonați. De altfel, dacă aveți plăcerea, să dați un follow și pe Instagram, pentru că acolo vedeți pentru prima dată când postez un episod sau, de fapt, când urmează să postez un episod. Aveți chiar aici pe ecran sau jos în descriere și, în caz că vreți să vă luați o husă pentru telefonul vostru, nu uitați că aveți tot acolo în descriere linkul de la MobilFox sau, dacă vreți, direct băgați codul LeonardoUlu pentru cea mai mare reducere. Știu că se aude sunetul ăsta pe fundal, dar n-am ce să fac cu totul, că mi-arată aici că sunt 24 de grade, credeți-mă că este o saună, mașină, bine, este și mașina neagră și, după cum știți, o mașină neagră atrage foarte mult căldura în ea și de-abia am pornit-o, așa că probabil, cel puțin pentru o mică parte din acest videoclip, o să se audă așa, pentru că efectiv mor de cald. Și problema reală este că nu mai am freon la mașină și în momentul de față eu zic că nu prea ar mai merita să mai băgăm freon, nu? Ce ziceți? Să lăsați acolo în comentarii și haide să trecem la episod. One eternity later. Am revenit de aici, din apropierea Bucureștiului, să zic, am fost puțin plecat și am și uitat că trebuie să mai continui acest videoclip, deci nu uitați acolo să dați like pentru această fază. Nu cred că v-am zis la început, sincer, nu mai știu ce am filmat, o să mă uit după pe filmări. Mi-am pus o instalație GPL, mi-am montat o instalație GPL, bineînțeles că nu eu, adică am fost la un service și da, pot spune că este cea mai bună alegere pe care am putut să o fac. Bine, cei ce v-ați uitat cu atenție la toate videoclipurile de până acum, stați o secundă să îmi dau puțin spătarul mai pe spate, pentru că chiar aș vrea să vedeți aici un POV destul, de fapt aș vrea să aveți un unghi foarte, foarte bun, pentru că am observat că în ultimele videoclipuri nu am reușit să obțin un POV destul de bun și am zis, băi, acum să îmi dau și spătoarul puțin mai pe spate și să încerc să facem totul ca la carte, să fac cel puțin totul ca la carte. Bun, deci, după cum ați auzit și mai devreme, mi-am pus o instalație GPL care, credeți-mă, că a meritat toți banii. Dacă sunteți curioși, nu știu, știu că o să mă întrebe lumea în comentarii și așa că o să zic direct aici pe episod. Această instalație este de la Tomaseto. Din ce știu eu, sunt cam cei mai buni pe instalații GPL. Este o instalație care are, dacă nu mă înșel, 45 de litri. O să zic mai multe chestii despre această instalație GPL, doar că nu sunt mecanic, nu știu cu exactitate. Sper să nu greșesc. Dacă greșesc, vă aștept acolo în comentarii ca să spuneți cum ar veni totul ca la carte, în caz că știți, ca să nu dezinformăm aici pe episod. Deci, ca idee, această instalație GPL, pentru curioși, funcționează pe pistoane Leica, și cum, da? Deci pe barba ei, are 4 pistoane separate, nu are treabă cu motorul sau mai știu eu ce, chiar dacă odată la o săptămână este recomandat să o mai dau și pe benzină și să merg cu ea pe benzină, pentru că altfel, nu știu, n-am înțeles eu care e treaba, dar per total nu e bine. Și, na, o zi trebuie să mergi și pe benzină, chiar dacă ea oricum merge pe benzină până se încălzește, până ajunge apa la, nu știu exact, la 50, 60, de fapt, da, nu știu până la câte grade trebuie să ajung, cred că până la 60-70 de grade, după care intră singură pe GPL, deci până atunci ea merge pe benzină, dar recomandat este ca măcar o zi pe săptămână să mergi pe ea pe benzină, pentru că se înfundă sau, v-am spus, nu știu exact. Instalația, pentru curioși sau, nu știu, poate vreți să vă puneți și voi, de ce nu? Pentru că, din punctul meu de vedere, mai ales dacă mergeți strict București, cum merg eu în fiecare zi, credeți-mă că, nu știu, banii vi scoateți foarte, foarte rapid. Dacă faceți, nu știu, drumuri lungi și, nu știu, aveți consum de 6% sau mai știu eu ce, părerea mea e că, nu știu, nu ar trebui să vă băgați la această investiție, pentru că implică, o să vedeți, o să implice costuri de mentenanță, pentru că o să ai și mentenanță pe parte de gaz și, na, nu știu dacă e chiar rentabil, adică nu înțeleg, nu știu dacă ai face vreo socoteală, ținând cont că, din câte știu eu, dacă mașina ți arată aici în bord că ai, nu știu, că ai consum de 14%, eu știu că pe gaz ai avea un consum de 16%. Și, na, cum ați văzut în toate videoclipurile, eu chiar am un consum destul de mare. Acum am un consum de 8,4, pentru că am fost cu ea afară, să zic, și da, asta am consumul ăsta așa mic. Dar, în mare parte din ce ați văzut, am un consum pe oraș de 12%.
câteodată mai arată și 14, dar nu mereu. Eu zic că un 11-12% este plauzibil și este destul de realist, pentru că am mai stat de vorbă cu posesori de această Skoda cu motorul de 1.6, codul BSE pentru, na, pentru cine nu știe, 102 cai aspirat, și cam asta este consumul, cam atât, 11-12% pe oraș. Avantajul ar fi că mașina aceasta, de fapt motorul acesta, este foarte simplu și nu pare rece să ți se strice la el. Adică cam asta e. Dacă te împaci bine cu consumul, ăsta ar fi cam cel mai mare inamic și cam aia e. Dar v-am spus, dacă mergeți mult în București, cum merg eu, nu știu, adică undeva la, cred că 50 de km pe zi minim, hai să zicem 40 de km pe zi minim, este destul de mult să ai un consum atât de mare, sincer. 5 minutes later. În fine, să continuăm de unde am rămas. Pentru cei ce ați fost atenți la episoade, ați fi văzut că am aici micunealta secretă, care, bineînțeles, dacă apăsăm noi butonul ăsta, deci ați auzit, da? Probabil s-a auzit. Deci dacă am apăsat acest buton, acum mergem ca și cum pe gratis, pentru că, na, nu este chiar pe gratis, dar ca idee, un plin de GPL mă costă undeva la 150 de lei, adică în comparație cu, nu știu, benzina, care m-ar fi costat undeva la, cred că 400 de lei cu tot cu rezervă sau poate chiar mai mult. Și da, o să vedeți că într-un final o să vreau aici să facem un calcul, nu știu dacă este calculul corect, vreau să găsim pe aici o benzinărie, dar sincer, credeți-mă că nu știu pe unde sunt în momentul de față și cel mai probabil nu este nicio benzinărie pe aici. Totodată nu înțeleg, așa făcând o mică paranteză. Ok, a murit camera a doua. Totodată nu înțeleg, așa făcând o mică paranteză, nu înțeleg de ce... Okay. De ce parchează lumea pe stradă? Adică, în mod normal, acum, dacă e poliție, da? Eu, ca să pot să trec pe lângă ei, trebuie să calc linia continuă. Deci, în mod normal, dacă e poliție, ce se întâmplă? Mi-a permisul sau ce se întâmplă? Că, din câte știți, nu ai voie să calci linia continuă și, na, normal ar trebui să, în fine, trecem peste. Acum avem un consum de 8%, deci ar trebui să avem un consum de 9%, stai să-i dăm a 5-a, ar trebui să avem un consum de 9%, pentru că, după cum bine știți, de fapt, stai așa, consum de 8 plus 2, a plecat puțin matematică, avem un consum de 10%, ceea ce înseamnă că, la un mic calcul, dacă e să o luăm așa, gazul este la jumătatea benzinei, ca și preț, da? Deci asta ar însemna că eu acum, în loc de consum 10%, dacă aș fi mers pe benzină, aș fi avut un consum de 5%, ceea ce mie mi se pare ceva fenomenal. Efectiv, este la jumătate și v-am spus, dacă mergeți mult în oraș și mai ales dacă vă consumă mașina mult, nu știu, mi se pare că este cea mai bună chestie pe care o poți face. Bine, acum, dacă știi că ai un motor care nu este fiabil de fabrică sau mai știu eu ce, sfatul meu ar fi să nu îți pui această instalație GPL, pentru că, na, nu știu, poate îl strică și mai rău de atât, mă pot gândi eu, nu știu. Și pe partea de mentenanță, pentru că v-am spus că, na, toată chestia asta vine și cu o parte de mentenanță, care nu este scumpă deloc, este undeva la 50 de lei, dacă nu mă înșel, ceva foarte, foarte bine. Și aici include, nu știu, filtru de gaz, ceva de genul și încă o chestie sau nu știu exact. Știu că două chestii se schimbă, deci nu este ceva foarte complicat și nu este ceva foarte scump să zici că, da, domne, nu știu, e într-adevăr mai ieftin, dar când vine revizia cam tot acolo ajungi. Nu, din punctul meu de vedere, chiar este super rentabil, nu știu, adică chiar îți reduci costurile la jumătate. Și eu zic, nu știu, ca sfat așa, dacă aveți o mașină pe benzină care consumă mult, chiar vă sfătez din toată inima să vă luați această instalație, să vă puneți această instalație. Nu neapărat Thomas-ul sau cea mea, pentru că nu am reclamă sau mai știu eu ce, că poate să ziceți, da, domne, tu ai fost plătit sau mai știu eu ce. Nu, dar v-am spus numele pentru că știu că și eu mă mai uit la alte videoclipuri și, nu știu, să zic că sunt interesat de acel ceva și nu... Nu, dacă n-ai să numele în videoclip, eu n-am de unde să știu, sau poate nu răspunde la comentarii. Ca idee, dacă mai aveți idei de vloguri noi, nu uitați să lăsați acolo toate ideile în comentarii, pentru că, după cum bine știți, citesc toate comentariile și vă las o inimioară pentru a ști că am citit acel comentariu. În momentul de față avem un consum de 7,7, deci mașina aceasta, ca să vă spun așa o mică chestie, ieri am fost la munte plecat cu mașina. Bine, am avut un consum
l-a dus pentru că am urcat de 10%. Un consum măricel totuși, la drum lung să ai un consum, dar oricum acesta fiind un motor mic, ca să urci pe serpentine, vă dați seama că trebuie să îl chinui puțin, să urci cu el în ture și automat consumă, fiind și aspirat. Dar ce voiam să vă spun este că l-a coborât, efectiv a consumat undeva la 4,8%, pentru că dacă știți, nu știu dacă așa sunt toate, dar cel puțin în grupul VAG, dacă cobori, nu știu, treapta, a doua, a treia, ai consum 0%. Ca idee și, na, până la urmă, ai și consum mic, nici nu tot ce-și am astea, plăcuțele, discurile, chiar dacă, na, până la urmă trebuie să pui puțină fârnă, dar totuși, mamă, ce soare, cred că revenim din alt unghi, sincer. A few moments later. Ok, mai avem foarte puțin acum o să facem dreapta, nu întrebați de unde am găsit această benzinărie. Efectiv, când mă întorceam, am văzut această benzinărie pe aici, n-am băgat pe Waze sau mai știu eu ce, deci ceva foarte, nu știu, ceva foarte rar pentru mine să găsesc ceva fără Waze, pentru că, na, toată ziua, fiind cu navigația în mână, te dezobișnuiești să mergi prin semne. Deci avem aici un consum la benzină de 95, de fapt nu mai intrăm pentru că nu e o benzinărie mare, ceva, asta cred că este o benzinărie ceva cu card sau ceva, dar în orice caz, deci avem un preț de 7,34 lei la benzină, ceea ce înseamnă că suntem de două ori mai ieftin, exact cum am zis eu. Deci cumva acel calcul este plauzibil, dacă putem să-i spunem așa. Nu din nou cu soarele ăsta în față, am coborât și camera puțin mai jos, acum sper să nu se vadă prea jos. Da, deci până la urmă, dacă eu am aici un consum de 7,7, mergând pe gaz, aș avea un consum de, nu știu, să zicem că 7,7 înseamnă un 9% cu aia 2 litri în plus. Deci să-i zicem așa că acum aș fi avut un consum de 4,5 pe benzină. Mie mi se pare că este un consum imbatabil, sincer. Mi se pare că este ceva imposibil de scos dacă... Bine, dacă ai o generație mai nouă de benzinară, să zicem că scos consumul ăsta, dar nu cred, poate să fie și ceva hibrid sau mai știu ce, nu știu, nu știu exact ce mașină ar putea scoate un consum de 4,5 în aglomerație. Deci, na. Cam asta a fost și episodul în Pyro, că a murit această cameră, de fapt, mai pe scurt, nu mai am spațiu să filmez și nici nu mai am ce să șterg, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am efectiv videoclipul de... l-am filmat acum, pe acest episod, de câteva minute și nu mi-arată că nu mai am spațiu. O să am eu acasă și o să văd care e problema cu acest telefon, să văd, poate trebuie să-i dau un restart sau ceva, o resetare din fabrică. Dar, ca idee, cam ăsta a fost episodul. Vă mulțumesc tuturor celor care a stat până la final. Nu uitați, dacă vreți să vă luați o husă de la Mobil Fox, aveți chiar aici pe ecran codul, de fapt, băgați voi codul Leonardo UL, pentru că vă dă cea mai mare reducere. Și, de altfel, dacă vreți să dați un follow pe Instagram și aveți plăcerea, acolo știți ca idee când o să postez un episod nou, pentru că vă anunț de... vă anunț dinainte. Și totodată uitați-vă la drumul ăsta, cât de perfect este. Deci nu credeam, sincer, că avem un drum ca acesta în România și să fie atât de liber. Asfalt bun, deci în București nu avem asfalt din acesta, ca să știți. Sau dacă aveți carne deja, știți deja că Bucureștiul este plin de cratere și perici să lași mașina sau să pui pe platformă și să mergi cu autobuzul până unde ai nevoie. Ăsta a fost episodul, ce să vă zic, toate cele bune, pa, pa!